Un copil de o lună și jumătate a fost găsit în stop cardiorespirator la o biserică după botez. Bebelușul a fost scufundat complet în apă. Acesta a fost resuscitat în catedrală, după a fost dus la Spitalul Județean din localitate, unde a fost internat la secția de terapie intensivă, însă, din păcate, în decursul nopții a survenit decesul. Zi neagră pentru o familie din Suceava. Bebelușul lor a murit după ce a fost cufundat în timpul botezului la o biserică din Suceava. Copilul ar fi înghițit foarte multă apă și a fost resuscitat de medicii de pe ambulanța Zmurd ajunsă de urgență la fața locului. Incidentul a avut loc la biserica Sfinții Constantin și Elena din oraș. Bunica celui mic a fost cea care și-a dat seama că ceva nu este în regulă cu băiețelul de 6 săptămâni la câteva minute după ce bebelușul a fost scos din cristelniță. Văzând că nu respiră, femeia a alertat familia pruncului, care a chemat imediat ambulanța. Copilul a fost transportat de urgență la spital, dar nu a supraviețuit din nefericire. Bebelușul a murit duminică noaptea.